Bună ziua, doamnelor și domnilor. Putem zice chiar bună dimineața. La mine e 10:30 la Chișinău, iar la Ion Guzun, pe lângă Strasburg, s-ar putea să fie chiar cu o oră mai devreme. Omului i-a plăcut discuția de aseară despre religii, calendare, stiluri de sărbătoare și a decis să-mi propună pentru azi o altă discuție, deja cu teme mai practice și mai pragmatice. Ion Guzun ne propune să examinăm criza economică generată de pandemie și care ar fi soluțiile, căile de ieșire din această criză economică. Ion Guzun, bună dimineața! Bună dimineața! A trecut COVID-ul pe la voi sau n-ajunge? Păi, COVID-ul ne ocolește tot E timpul pe sub geam, alături. da? E Da, sub geam, la ușă. el vine de chemat. Eu, analizând situația politică, economiei din toată lumea, mă uit cum se distruge practic bugetul statului. Dar bugetul statului Dar asta de și ce este. zici situația politică a economiei? Vrei să zici că economia e interfața politicii? Se pare că invers, politica reprezintă business-ul, economia. N-ai politică dacă nu ai economie. Păi, orice vector de activitate într-o țară se numește politica și a ramurii. Politica polițiască, politica bancară, politica agroalimentară, asta toți sunt politici. Ok, deci despre politica economică. Da. Deci, clar că e, are laturi mai mari, fiindcă este și uzini, fabrici, dar eu vreau să mă accentuez asupra țării noastre, la vedere Moldova, România, dar se poate de activat și Ucraina, fiindcă aici este un teritoriu global, pe glob, unde agricultura, legumele cresc în deplin minerale, acizi și aminoacizi, ca cum s-ar spune, cu multe vitamine și depline. Deci să luăm zahăr, deci nu zahăr, îmi cer scuze, să iau strugurii. Dacă în Azerbaijan, acolo crește struguri foarte dulci, bobițe mășcate, dar să luăm alte acizi, alte aminoacizi, alte minerale care le poate să le primească butucul de struguri. La noi, în Moldova, acolo nu dă. Dulce da și atât. Luăm usturoiul. Usturoiul, cum crește în Republica Moldova de vitaminos, nu crește nicăieri pe glob. Chiar dacă Fiindcă nu e așa de mașcat și nu e așa de iute ca cel chinezesc. nu contează volumul. Și Mășcat nici din omul țară. face, omul face și Moldova de 2 ori mai mășcat ca chinezesc. Dar conținutul trebuie să și conține, ca la noi în Moldova nu se încarcă în China, nu se încarcă nicăieri. Iată, mă iau aici, soția duce la piață, aduce pepeni roșii, aduce pepeni galbeni și ca cum ai luat vată în gură. Acolo în Gust. Franța, la Strasbourg, da? Rare, rare gusturi sunt așa, doar de fi adus de undeva. Și totul este într că aici ploile, mai ales primăvara, ele pe locuri sunt foarte mari și toamnă și solul e foarte spălat. E foarte spălat. Pe când la noi în Moldova ploile sunt mai răruți. Și solul nu e spălat de minerale, decât omul singur duce cu furtunul și distruge solul. Asta e foarte rău. Da, udeala trebuie să fie la pământ, dar trebuie să fie o limită.
Deși pământul Depinde din și ce fel de Moldova. apă torni, că s-ar putea să torni niște apă care să dăuneze mai mult plantelor, foarte acidă, mineralizată. De acord, ele nu atât dăunează la plante, că plantele au filtre, de pildă la ceapă. Dacă când tai ceapa în două, partea de jos, unde sunt mustăcioare, locul și la vârtos, parcă e un mozol, acolo e filtru. Acela trebuie de tăiat și aruncat, că acolo pesticide sunt foarte mult. La fel și la usturoi, la fel și la roșu, e ca roșia când o tai, partea asta care e de bețe înăuntru, unii codiță. Asta e filtru, el trebuie aruncat. Acolo sunt pesticide, e ca locul și ăla. Le scos, mănânci bio curat. Poate să... De unde știi, mă rog, fructul care e toxic pentru om și care nu? Nu că e pentru om, dar e pentru fruct. Fică dacă crește pesticid mai mult din normă, el fructul nu se apără. Dacă să luăm roșia, are deasupra, parcă e un pulien așa suflat. La fel, pomișoarele, ca să luăm agrișe sau să luăm asta, coacăza, să vă uitați că nu v-ați atins și parcă rămân amprente. Deci toate lucrurile astea când se culeg, se culeg de bețișoară. Și castraveții tot așa, ei iau un fel de, așa e suflat un praf pe dânsul. Asta e autoapărarea lui. Deci orice bacterie care cade pe suprafața legumelor, plantelor, ele se nimicesc. Adică planta se apără pe dânsa. Omul la fel, dacă imunitatea e mare, pe mână, cu se ridică la piele, se pune un microscop care mărește de mii de ori și se pune o bacterie Koch, numită tuberculoză. Ea pe piele, piele mare. Dar dacă imunitatea este slabă, el se mulțește. Deci, orice plantă are a lui filtru. Clar că noi, dacă eu am doborât cu o trevuri plantele, eu îmi dai o trevuri, noi facem așa că otrăvim plantele, pentru tot noi mâncăm. Să luăm un lec, să aduce aminte, înainte era dust. Deci cu dustul DDT, da. eu aveam un miros puternic, dar stropiu pe el și nu se dizolvă bine apă, dar stropiu cartofii, peste orice plante unde erau paraziți, pentru că când mănânci cartofii, aveau un miros de dust. Mănânci roșii, fie castraveți, au gust de dust. Pe când planta trebuie să-i ajutăm ca ea să apere. Și dacă noi o ajutăm să apere, atunci noi ne bucurăm de o alimentație foarte sănătoasă, numită în popor bio. Dar asta este agronomie. Eu, pe lângă ceea ce am vorbit până acum, vreau să duc la urechile la ascultători care vor privi și aș vrea ca acei care ascultă să dea un share, să facă un like, dacă i-a plăcut, dacă nu, să pună dislike, dar share să dea numai decât. Bun, deci... Sau să comenteze, cum iată Ecaterina Malcovski confirmă ce zici dumneata. Produsele din Moldova sunt foarte gustoase, dar mi-amintesc că și apa de la noi din fântâni în sat e gustoasă. Spuneau că fântâna de lângă casa noastră e cea mai gustoasă, dar s-a constatat că e cea mai poluată. Deci gustul trădează anume prezența microorganismelor, otrăvurilor organice de tot felul. Apa ar trebui să fie incoloră și inodoră și fără gust. De acord?
Dar Păi, la fel ce? și legumele. Degeaba sunt gustoase dacă sunt nesănătoase. Sunt poluate și cu pișetul căcatul nostru și cu excrementele de la animale și cu dustul pe care l-am dat în timpul sovietic. Nu? Toate solurile noastre sunt otrăvite cu pesticide, cu erbicide și cu îngrășământ încă din timpul sovietic. Dar și acum unii folosesc foarte mult în agricultură pentru că nimeni nu-i controlează. Se duc și vând la piață niște harbunși copți peste noapte, dar copți cu o grămadă de chimicale băgați în ei și nu le pasă că unii se strică la stomac sau chiar pot să o otrăvească și să moară din cauza erbicidului, a chimicalelor lui. Important este să iasă business, să iasă profitul. Da, Oleg, pepeni roșii, harbuje, cum ai spus, ei pot să nu-i strochești, dar ei se otrăvesc. De ce? Nimeni nu știe, în afară de agronomii care se ocupă cu, care au studiat planta, că rădăcinile rămase de anul trecut, ele țin 3-4 ani, sunt toxice pentru următoarea că plante care o sădești. Deci, dacă am însădit harbuș, am cules, i-am dat curat, nu i-am otrăvit deloc. Anul ăsta sădesc din nou harbuș, nu-i stropesc cu nimic. Dar ei demau pesticid, dau o travă de la rădăcina care este în rădăcina de anul trecut. Și la descompunere, ei elimină lucruri toxice care au lucrat anul trecut. Deci nu se recomandă timp de cel puțin 4 ani de zile, dar 6 ani nu se recomandă să sădești pe același loc hărbujii. Tot timpul toate legume culturii trebuie schimbate minimum peste 4 ani să sădești în locul ăsta din nou aceeași cultură care au fost. Dar și rânduiala trebuie să o știm. Deci noi găsim pe internet, nu vreau să mă opresc aici, dar luând în vedere că oamenii simpli să înțeleagă cum putem controla legumele, fructele care le cumpărăm la piață. Simplu, noi avem nas. El dacă nu-i distrus porii de senzorii de nas care să depisteze lucruri străine. Deci noi chiar tăiem o roșie în două și o mirosim atent. Nu că o băgăm în nas, dar am mirosit și așteptăm o leacă. De 2-3 ori. Și acele care au fost trăchite cu pesticid, chiar și castraveții, să vedeți cum se simte o putoare duhoasă. Ca atare, e o plăcere trebuie să aibă când la miros. De el e duhos. Deci, până la urmă, ce sugerez, mă, ta? Că ieșirea pentru moldoveni, ceilalți români, ucraineni, toată zona asta din Europa, din Est, din criza generată de pandemie, rezidă tot în agricultură, adică numai ce o să mâncăm, sigur nu ar trebui să investim în altceva și să avem ieșire din criză economică. Că dacă ai bani, poți să cumperi patlajele și din Turcia și grâu din Rusia. Și acum piața moldovenească, dar și cea românească, e inundată de marfă din Australia, din Brazilia, de unde vrei, din lumea largă. De acord că așa a fost politica Moldovei făcută de politicienii care noaptea votează, care s-au văzut ce au făcut în decembrie, fiindcă ei aduc și vând de aici, fiindcă tomatele cumpărate din Turcia, ele sunt de 5 ori mai ieftine ca la noi Moldova și ei ți le dau. Da, cumpăr cu prețul de Moldova, dar tu cumperi o travă. Dar tu când te duci în piață să vinzi, tu nu poți vinde. Asta și-a vrut să tragă atenție. Deci, ca De ce nu poți oamenii, vinde? putem? De ce nu poți vinde în piață? Că la noi se vinde orice, oriunde și chiar lângă piață și în stradă se vinde.
Da, și amenzile sunt alături și pugăriți oamenii. Nu prea Deci, mai vin amenzi, îi dai eu niște banane polițistului, nu ți-ai minte cum am filmat polițist care pune bananele în sân, duce mai departe și-l lăsa am pe acela văzut. care ia citrice în stradă. Am privit acel film. Bun. Oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie întâi de făcut grădina aceea 10 ani care le are acasă, sau chiar 5 ani, să rodească dublu, chiar triplu pasfac. Deci aici am vorbit o leacă mai înainte și am spus o temă suplimentară după, în altă zi, dar oamenii trebuie să ducă, ar fi bine ca să nu aibă probleme, să ducă să registreze la stat, ca antreprenor. Indiferent, ai 10 ani, ai 20 de ani, ai 1 hectar. Asta te scutește pe tine de problemele în piață sau chiar nu numai decât să te duci la piață, dacă ai mai mult floare roade. Faci un contract cu orice magazin, orice bar și realizezi pe întâi. Tu scutești piața să plătești, tu scutești drumul tur-retur la piață ziua pierdută, în schimb câștigi că ai dat roada totodată. Asta e una. Pentru asta trebuie să ai documente. În afară de asta, eu la toți aici în Franța îi spun că am gustat cum fac conservații pe aici, de tot tipul. Soția când zice, vede în magazin o conservație nouă, rog, cumpăr mai decât să o gust. Credeți-mă, așa de gustoasă conserve ca Moldova, eu că n-am întâlnit nici la Auchan, nici la Lidl, nici un magazin de aici. Deci, prioritate pentru moldoveni, să ducă, după ce se registrează, să iei o licență de conservație. Dar fiecare conservație trebuie să aibă licența lui. De ce? Ia că au pățit băieții Italia. O s-o dus din România, o luat o mașină, tot a făcut conservația acolo cu satele, cum s-o dus li vândă. Acolo s-o dus, o gustat, o zis că bravissimo, tati este bine, dar de licență, fiindcă fără licență, eu la voi să o vând. S-o întors România înapoi acasă cu conservația, pentru că nu avea licență. Dar ca să aibă licență, trebuie să fie registrat ca antreprenor la stat. Și Oricum, am atunci, auzit că a crescut volumul de export moldovenesc în Europa enorm de mult. Și în România am găsit deseori struguri, prune moldovenești pe rafturile unor magazine mari din România. Și am auzit că a găsit lumea vinuri moldovenești în Europa. Deci, mere. corect, corect. Păi eu și spun. Acum profităm de relația bună cu Europa, cu regimul de asociere, sau nu știu cum suntem noi, asociați cu Uniunea Europeană. Regim de liber schimb de piață, ceva de felul ăsta. Deci crește volumul. De Dar nu acord. prea cine produce. De acord. Păi eu și ce face misiunea asta? Deci, oamenii când se duc la propun, la Lidl, la Auchan, la Metro, când se duc și propun, măcar puținului 300 de borcane de o conservație, 300 alta, 300 alta, Auchanul, Lidl, Metro, ei vând, eu întâi prima dată, eu o porție, să vândă, să vadă cum merg realizările. Dacă ele merg cu brio, înseamnă că e întrebată. Când te mai duci a doilea oară, nu te ții la ușă, la rând. Spune, intri, de. Fiindcă ei au câștig pe cumpărare, vânzare. Dar oamenii de acasă au pe nopțile dormite. Adică așa se spune. Deci, o zi de lucru, o familie, în trei, fac până la 200-300 de borcane, poate să facă de marinate, roșii marinate, ardei marinați, diferite conservații. Eu le cunosc, chiar că eu cu soția facem aproape 50 la număr. Și toate una mai gustoasă ca altul. Chiar cel mai simplu, ardei dulce prăjit, cum îți faci? Îți face sosul din roșii,
În borcan pui două leguri de sos, două echiperi, cu tot cu perețe, nu curăță deloc. Fică dacă îl curăți, îi strigi gustul. Și apă dâmpli, îi tras capacul, îi pus în sterilizator și poftim peste, ca orice conservație, la 6-10 zi, e trebuie să stăie, la 6-10 zi, e gata pentru consum. Du-te și dă-le, îi să ai cumpărătorii tăi care să te tragă de mânecă. Și moldovenii da, pot. Am văzut că e răspândit în lume conservarea prin înghețare. Oamenii își iau cameră frigorifică mare și bagă acolo și fructe și legume le îngheață. După aceea iarna le dezgheț și faci chiseliță, faci salată, faci supă, ciorbă, tot ce vrei. Sau să vinde în magazin mazăre înghețată, vinete înghețate, de toate. Hai să mai citesc comentarii ca să încurajăm oamenii să participe cu noi în discuție. Am pus jos într-un comentariu și link de acces, iar dacă vrea cineva să intre cu noi în direct să-mi ceară cu mesaj privat, dacă nu găsește acel comentariu cu linkul de acces. Ecaterina Malcovski zicea, da, sunt produsele din Moldova gustoase, dar am auzit la TV că pământul țării noastre este contaminat de când a fost bomba atomică, explozia atomică de la Cernobâl. Deci au spus că mulți se vor îmbolnăvi de cancer. Sper să nu fie așa cum au zis. Și fără pesticide, tot doamna Caterina zice, fără pesticide e mai bine, biologic, cu îngrășăminte, cum făceau părinții noștri pe timp, fără chimicale. Da, cu baligă de vaci. Cu baligă gunoi de grajd. Sau cum îi zice, descompusă, nu bagi direct baliga pentru că e... Gunoi de grajd. Gunoi de graj, dar trebuie să stea peste iarnă, să stea, să putrezească. Fermenteze, da, sigur. Ecaterina zice, doamna Malcovski zice, foarte puține controle sunt în Moldova, deci fac business și nu se gândesc la sănătatea oamenilor. Cum și porcii, în scurt timp sunt gata forțați cu niște medicamente, cine-i de încredere să facă controluri, să analizeze tot, nu o fac. Cristian Marin de la Ploiești comentează și el. Am văzut recent o filmare a ta, Oleg Brega, cu acel aparat minunat pe care l-avea o doamnă și testa cu el produsele agricole pe care le vindeau la piață în Chișinău. Foarte bun acel mic aparat. De ce nu cumpără și guvernanții să aibă cum controla nivelul de nitrat și pesticide în produse? Moartea poate veni și din farfurie, din ceea ce mâncăm. Da, și poate să aibă un gust tare bun, dar poate să conțină substanțe radioactive, poate să obțină să conțină substanțe nocive sau poate să conțină microorganisme periculoase pentru sănătate. De ce Rospotreb Nadzor a întors câteva prune, tone de prune și de miere de la noi? Pentru că conțineau niște animaluțe acolo despre care ai noștri spun că sunt bune, sunt acceptabile, dar în Rusia nu sunt acceptabile pentru vânzare. Sunt aparate speciale, continuă doamna Malcovski, sunt aparate speciale, în scurt timp testează legumele, fructele și carnea. Da, dar costă mult și nici statul, nici oamenii nu-și permit, dar statul cam trebuie să-și permită, mai ales că au inspecție ecologică, inspecție de sănătate publică și tot așa. Și oamenii ce e cum? Cu termometru, cu furculița, cu ce poate să testeze aparatele cele? Oamenii ce trebuie să dotați ca să ne apere? Și eventual verificați ca să nu se lasă corupți și puși la treabă ca să nu stea comod în birourile lor și eventual modificate legile ca să nu se plângă precum șeful inspecției muncii care zice că au schimbat legea și acum n-am voie să fac controle pe șantiere dacă nu-i anunț cu o lună sau cu un an înainte, ceva de felul ăsta. Deci nu poți face control ad hoc pe un șantier ca să-i prinzi pe ăștia cum încalcă legislația muncii. E, se pare că așa s-a modificat legea și n-are voie. Foarte rău, trebuie schimbat, făcută legea și probabil au schimbat-o ca să nu-i hărțuiască prea mult. Dar ce folos că îi hărțuiau sau iată să facă controle programate? Că tot una legislația muncii se încalcă peste tot pe șantiere, chiar lângă inspecția muncii, chiar lângă guvern, chiar lângă primărie. Am filmat de atâtea ori și în București și în Chișinău șantiere pe care muncitorii lucrează neprotejat la înălțime foarte mare. Șantierul nu e izolat și vine poluare în tot orașul și pune în pericol și viața noastră a trecătorilor. Inclusiv intră în mâncare particule de cele de praf, de beton, de plastic și tot ce vrei.
În Italia, zice doamna Malkovski, sunt controle mari. Constantin Cristian Marin zice, cât despre ieșirea din criză, cred că o soluție ar fi diminuarea aparatului birocratic prin accentuarea informatizării și a digitalizării serviciilor, cât mai mult online, remunerarea muncii fiecăruia în funcție de performanțe obținute și nu pe cumetrii, cunoștințe, prietenii sau avantaje politice. Constantin Vrabie zice, în Moldova funcționarii de stat bagă lumea în pământ cu deasila și le mănâncă munca. N-am înțeles, Constantin, gluma. Funcționarii sunt uniți ca lupii. Tocmai de asta e nevoie de alternanță la guvernare, ca să nu fie același partid sau aceiași politicieni cu culori politice diferite. Schimbă drapelul și tot așa la același deacov între în Parlament sau Serghei Sârbu sau cine acolo, Mihai Ghimpu sau Iura Roșca, țineți minte, 20 de ani era în Parlament. Mai alternați partidele în viața politică, mai schimbați primarii și în felul ăsta o să mai schimbe și neamurile lor. Măcar în felul ăsta o să obținem împrospătarea vieții politice. Și măcar să își mai dau pumni și șuturi în fund când ajung în opoziție. Știi, fostul primar știe cel mai bine ce scheme funcționau la primărie și pune piedici actualului primar să folosească astfel de scheme de evaziune, de lapidare, de deturnarea fondurilor publice. Caterina Malkovski, trebuie donații sau legătură cu țări străine și să luăm aparate ca să fim siguri ce mănâncă lumea. Fiecare stat are grijă de sănătatea oamenilor țării și putem să pomenim, iată cum ne ajută Occidentul, OMS, Europa, România, cum ne ajută să supraviețuim pandemiei. Am auzit că și India ne-a dat ajutoare mai multe decât Rusia ca să facem față pandemiei. Și India cu 1 miliard ei populație nu o duce foarte bine, inclusiv din cauza pandemiei. Dar iată, India ne-a ajutat. Dar cât o să trăim așa din pomană? Când o să ne apucăm să ne cumpărăm medicamentele? Când o să ne apucăm să ne cumpărăm măștile? Cum ne cumpărăm băsmăluță și avem grijă de sănătatea noastră? Tot așa trebuie să fim capabili să luăm de la gura copilului, să luăm de la mașina scumpă sau iPhone și să ne cumpărăm chestii care ne protejează nouă viața și sănătatea și a celor din jur. Da, domnul Ioan. Trebuie întâi oamenii să corecteze în mintea lui. Să înțeleagă ce e important. Da, să înțeleagă că bugetul statului se folosește de donații sau de ecou. Nu știu de ce dau eu sunetul mai încet la mine. Da. N-ar trebui. Deci oamenii sigur trebuie să înțeleagă că bugetul lucrează cu 10% pe taxele de care le dăm, care le dăm noi, dar restul bani noi îi folosim între noi. Și că noi ne gândim că să așteptăm pe noi să ne conducă, atunci să așteptăm mult și ghide, fiindcă ei pe dânsii se conduc, dar pe noi nu le conduc nimeni. Nu au așa împuterniciri. Cât despre aparate de test, intrați în internet, deschideți ca la browser, deschideți o pagină nouă și scrieți în căutare câteva cuvinte. Test, legume, și scrieți țara, Moldova sau de România. Și o să vă dăi multe lucruri. Sunt testuri tare bune, ele sunt ca un toc de chibrite, de țărici, da? De chibrite, și are un bețișor. Bețișorul acela în capăt are un senzor. Și acolo are ecranul și alegi legumele care tu vrei să testezi. Ardei, mere, despre un alt test vorbește Cristian de la Ploiești, că a văzut filmat de mine la o piață din Buiucani, o femeie folosea în viață, înainte de a-și cumpăra legume, testa și zicea, iau că sunt nistrați, au cartofii, panza. Ele sunt în vânzare, ele sunt în vânzare, da, de la 1000 până 3000 de euro pe internet online. Băi, dar e o sumă enormă de la 1000 până la 3000 de euro. Bun. Eu cred că e vreo 100 de euro, dar oricum e mult pentru unii care nu-și permit. Nu euro, cer scuze.
Îmi De lei. scuze, lei. Da, Lei. da. De lei am Oricum e găsit. sumă mare. Ești de Mie acord? trebuie de Dar lei. medicamentele ca să te lecuiești cât a și o sumă mare. Exact. Dar luați un test cel mai ieftin, care legume mai puțări testează. Deseori cel mai ieftin e chinezesc și ține doar când l-ai cumpărat și după aceea ai ajuns la piață și el deja îți arată eroare. Nu, chinezesc nu cumpărați nici într-un caz. Sunt italieni, sunt francezi, sunt la Marea Britanie, sunt Statele Unite. Deci trebuie de cătate care... Nu-i problem. Sunt teste de tip vechi, care către Uniunea Sovietică era, sunt hârtii cu punctișoare. Și dacă zurești roșia și atingi cu punctișorul și era, și te uiți. Dacă se învinețește, e otrăvit, dacă se face galben, e sănătos. Deci sunt teste, deși ele, numai că de pe tip sovietic care erau mai înainte, nu prea am găsit pe internet ultimul timp. Probabil nu se mai fac. Dar de islante sunt. Dar cel mai bun test, nu, nici aparatul poate să nu arate câteodată, cum spui, și eu chinezesc. Mirosiți. Luați cartofii. Dacă ai miros, sunt oameni care n-au miros și nu doar din cauza COVID-ului, sunt probleme. Sunt copii mici. Să miroase copilul. Explicați-o. Da, păi cineva glumea că dau pisici. Dacă nu vrea să mănânce pisica sau nu. Cățelul, înseamnă că nu e sănătos. La copii, lăsucul este cel mai bine, cel mai bun funcțional. Și îl întreb. Îi dă întrebare. Miroase plăcut sau miroase urât? Pute. Și dacă se spune că pute, pune cartoful înapoi. Fiindcă cartoful care e bio, el miroase. Nu poate să spun că are miros urât. Tot așa și roșii și castraveți. Luați pentru interes. Luați într-o parte care e de la țară, de la pământ care lucrează omul, luați o roșie, un castraveț, o vânătă, o ceapă. La ceapă să fie mai greu, că îndată o să plângeți. Dar luați des la alte legume, un măr. Duceți-vă la tarabă, la teșghea și tăieți o bucățică de roșii care ați luat de la băbuță de acolo și de aici tăieți o bucățică, mirosâțele. Și o să vedeți și contrast, cum se simte foarte bine cu nasul. Asta e una, doi la mână. Când se fac conservațiile, dacă acolo este prea mult pesticid, noi vedem că se depune parcă alb, se face înăuntru. Asta datorită că este foarte mult pesticid. Și când îl deschizi, el are un miros nu prea plăcut. E gustos, tot, dar mirosul îl predă. Fiindcă numai că murăturile tot timpul miros urât, domnul Ion. Mirăturile au tot timpul microflora aceea albă de deasupra. La, eu am zis de marinate. Să scurge zama, stoarnă deasupra sau să agită așa, ca sarea să răzbată peste flora aceea și să o omoare. Nu, chiar de se vânturi în butoi, oricum bacteriile de murături, ele își fac lucrul ăsta, e ciupiarcă specializată la murătură. Dar eu am vorbit de marinate, acolo unde e ermetic, unde nu este aerul, nu se oxidează. Dar chiar de la murături, luați o roșie care nu este spartă, clătiți-o cu apă, tăieți-o și mirosiți. Și o să vedeți că e foarte plăcut la virus. Dar să aibă pesticid, iar avea miros urât. E diferent. Deci, tot și întoarcem la criza cu spate de ieșit. Deci, fiecare om lăsat poate să ocupe cu legumicultura și conservația. Și cum a spus domnul Marin, pe internet sau
Sunt tineri care poate să fac contract cu, să le cumpere cu, la preț agro la 70%, 75%, să ducă la piață să le vândă, să le realizeze sau să le ducă cu o mașină, cum am spus, la un market să-l deie și omul vinde. Cât despre legume se vândă, nu se poate, fiindcă standardul la market este că se cumpere cât mai verzui. Adică formă să aibă, rumen, de pildă de tomatul să fie, dar să fie încă verde, ca să păstreze mult timp în frigider, la deși, până ajunge la piață. Dar conservațiile, ele merg. Asta că trebuie făcute după cum le făceau cândva la noi părinții și le țineau câteva doi în bordei. A cei de la oraș... Asta sunt totuși soluții pentru supraviețuire, agricultură de subzistență. Asta nu e ieșire din criza economică. Trebuie să avem Oleg, venituri ca să ne permite să ne cumpărăm și haine și mâncare și acces la internet și laptop Oleg, și tabletă, nu? Ca să fim în rând cu civilizația. Numai cu agricultură de subzistență o să rămânem la nivelul statelor subdezvoltate primitive. Cam cum Oleg, suntem acum. Oleg, stai. Și oamenii continuă să plece în lumea civilizată unde se trăiește totuși altfel, în spiritul vremii. Oleg, să poți avea școală bună, să poți avea medicină sigură și să poți avea acces la tehnologie. Oleg, eu am spus un pas. Macroeconomie nu supraviețuiește fără microeconomie. Deci, până nu o să aibă fiecare om băluță în buzunar, nu o să poți cumpăra nici acel laptop. Dacă să mulțească la tine bănuții, trebuie să aibă cei de la oraș bănuți. Înseamnă că ești la oraș, trebuie să ocupi cu alte lucruri, dacă e pandemie. Deci, cu activitate acasă. Poți să ocupi care cu brodarea, care cu împletirea, care cu cusutul, care cu țesutul, care cu reparații la biciclete, la televizoare, la frigideri. Deci toți trebuie să aibă ocupație. Și când o să începe, o să înceapă să circule bănuții de la om la om, acei lăsat cumpără o biciclete, cumpără o roche, vinde producții de mâncat pentru oraș și aici se începe focarul. Aici se pornește focarul economiei, adică scânteile trece într-o fară. Deci oamenii începe să crească cu economie. Deci cheltuieli face mai mult, fiindcă el vinde mai mult. Dacă omul n-a să vândă nimic, Oleg, ție nimeni n-a să vină să-ți spună în buzunar. Tu trebuie să produci. Dacă tu aștepți că să-ți vină primarul să-ți propună ceva, dacă aștepți că prim-ministru să-ți dăi bani, așteaptă. Alta este, da, alta este că localitățile rurale trebuie să adune la primărie și să discute, fiindcă două, trei sate ar fi bine să aibă un depozit. Acel depozit trebuie să aibă acolo activități depozitare. Adică, omul dacă are mai mult acasă fasole, are mai mult naut, are mai mult roșii, are mai mult castraveți, el nu poate să ducă să le sortească, după, să le calibreze după mărime, după volume, etc. El le dă la depozit. Depozitul lui plătește în preț agro. Acolo depozitarii iară se angajează oameni care să sortească, care să curăță grâul, care să pună în saci, șoferi, să pornește activitatea. Și asta este vorba despre în domeniul agroalimentar și la oraș să facă echipe de croitorii, fiindcă una singură, o femeie să coasă o cămeșă, este greu, trebuie timp, dar un grup de 10 femei,
Una coasă o brânică, alta coasă un buzunar, alta coasă o parte de la piept, alta de la spate, una încheagă toate lucrurile astea. Deci, trebuie în echip, asta trebuie oamenii siguri să înțeleagă. Nu trebuie să aștepte ca să vină cineva să-i tragă de mână. Nu. Nu așteptați oamenii buni la nimic. Porniți-vă singur, faceți-vă idei, vorbiți cu prietenii, fiindcă sunt oameni capabili în toate domeniile, sunt care au învățat în agricultură, sunt în croitorie, sunt ingineri, sunt mecanici, sunt agronomi. Discutați, nu așteptați. Fiindcă când vine un hoț care e o 2-3 miliarde din bugetul statului, duce și cumpără o 3 hectare, construiește o fabrică, o uzină și primește la lucru, este una. Dar dacă noi vrem să trăim fără hoț, deși 100 de oameni, 200 de oameni nu se unesc și iei miliardul ăsta, să devină acționari a unei fabrici și poftim, lucrați. Deci nu trebuie să așteptăm, trebuie să schimbăm mintea din capul nostru, că nu este împărat în ziua de astăzi. Dar și când înainte împăratul era, nouă ne dădea fărmături, pâine au mâncat el. Tot așa și amu. Uitați-vă ce au făcut Nicăferciuc, Plăhătiuc, Dodon. Ei iau pământul la oameni. Ei cumpără tăt, vând tăt. Dacă te zici cineva economic, el trimite, procurorul trimite acasă până când nu pune mâna pe afacere. Pentru că i-a dus și venit. Dar ia să fiți mai colectiv. Astăzi, anul ăsta să fie greu, la anul să fie mai ușor. Deci eu, așa cum sunt specializat în mintea mea, în gândirea mea, în agroalimentar, eu pot consult în domeniul meu. Sunt care au, de pildă, construcția bicicletelor. Și nu e așa greu. Trebuie 2-3 sudori, trebuie carivai care lucrează mintea, cum să le ambaleze, cum să le unească. Altul vine ca cu mintea, de unde să iei carivai mecanismi, care se fac frână, de pildă, în Germania, roțele, de pildă, în Italia, dar țevile de la bicicletă spate de făcut aici. Poftim 10 oameni, mintea lucidă și fabrica de biciclete. Tot așa. Am văzut că moldovenii s-au apucat să asambleze și chiar să fabrice elicoptere, microelicoptere într-un garaj, dar s-au constatat că business-ul lor e cam ilegal și s-au trezit cu dosar penal. Și nu cred că o mini-fabrică de biciclete o să poată rezista concurenței pe piață cu bicicletele făcute în fabrici mari, în care tehnologia e de vârf, da? Conveierul înlocuiește și roboții înlocuiesc munca oamenilor și oamenii cei pe care îi angajează ca să asambleze bicicletele cele. Într-o bună zi o să ceară salariu comparabil cu cel de la fabrică. Omul nu o să-i poată da și o să falimenteze business-ul acela. Corect. Tot timpul în sate are nevoie de ceva. Dacă orașul o să gândească ce trebuie la sat, chiar și e căruță, puneți-o la Marea Chișinău, la Marea Bucureștiului, niște lemnari, sudori, și poftim, cumpărați metalul necesar, lemnul necesar, strângeți căruță. Alt grup de oameni să crească cai. Și poftim, dați la sate, că și ziua de azi căruța e întrebată. Și azi e întrebată. Oamenii preferă deja să-și ia motobloc, îl folosesc și ca transport, și ca tractor, și ca da, și unel trebuie, de agricole trebuie și nu mai au nevoie să crească calul, să-l vaccineze, să-l hrănească, n-au unde să-l țin, unde să evacueze baliga și tot așa. Motoblocul și trebuie motorină, trebuie piesă de schimb.
Da, Oleg, pe greu, că la motobloc trebuie piesă de schimb, trebuie motorină, tot cheltuiel. Sau benzină, da. Asta așa că, aici pur și simplu, care e și convenabil. Eu dau pilde. Eu pilde dau, fiindcă toți orășenii trebuie să gândească. Să n-ajungă ca la Bălți, când scoate portretul lui Stalin și al lui Lenin, le vând că se mănânce. Altceva nu au. Dar și Deci. asta e bun, îți vinzi biblioteca, îți vinzi lucrurile din casă, și asta e rațional. Că nu știu de ce unii considerau imoral să stai cu șmotke în stradă, dar păi să mori de foame e mai moral? Și nu știu de ce unii consideră casa părintească nu se vinde. Dar dacă stai singur acolo și nu poți încălzi casa aceea, vinde-o naibii și ia-ți o casă mai mică, ia-ți o garsonieră, un apartament cu o singură cameră, dacă ești singur. Pentru ce să ții căsoaia aceea enormă? Mai ales dacă ți-ai făcut încălzire centralizată și trebuie să o încălzești toată. Oleg, fiecare trebuie logica lui să o aibă. Fiindcă... Logica trebuie să se bazeze pe niște experiențe de viață sau pe niște informații acumulate din școală și din experiențele altora. De Corect. asta e necesar să comunicăm, să vorbim despre astfel de situații. Pentru asta sunt rețelele sociale, nu doar ca să distribuim like-uri, share-uri la hlizături sau bătăi. Corect. Dar uite, Oleg, de pildă, ceea ce au făcut la Bălți, văd biblioteci. Eu nu-i condamn. Dar pur și simplu izvorul acela se termină. Dar cândva părinții la persoana care vede o folosit acea literatură, dar persoana nu o folosește, pentru ce se pierde cărțile? Să le vândă doritorilor care vor să le citească sau să le aibă în biblioteca proprie. Fiindcă asta este bișiță. Aici izvorăsc bănuți. Dar vin până se termină tot din casă, când vin și casă, și după ce faci? Nu, asta nu ieșire. Pur și simplu să vin din casă ce nu trebuie, ce este inutil pentru tine. Asta socot încă se poate, dar ca să cauți colegi pentru o activitate economică, asta este alta. Și asta trebuie făcut. Nu trebuie să așteptăm ca să vină cineva să ne tragă de mânecă. De pildă, iată o idee. Este foarte simplă. Un ar. Face o seră călduroasă cu pereții de lemn, înăuntru face etajeră, pe aceea etajeră face sanitare, în sanitarele astea pui un sol fertil și pregătești lucruri pentru fertilitate, ca fân, mineralice acolo, la vedere pe bază de cenușă, nu pe bază de minerale aduse cu trenul. Și se poate de crescut ceapă, adică de coadă. În fiecare lună, tu scoți tăi din seară, duci la market, îl dai și pui hărpăcica din nou. Deci 12 luni pe an tu vinzi de pe oar ceapă. Dacă ai etajera de 3 sau 4 de viele, la tine automat, dintr-o oară s-o transformat în 3-4 oari. Da, arpăcica de coadă, o pui una lângă alta, o crescut de 25 cm, 20, o scoți, o dai, pui alta. Și acolo trebuie, pur și simplu, la timp să ții umezala, norma care trebuie și lumina. Fiindcă dacă n-ar fi lumină, n-ar fi verdeață, culoarea verde, n-ar fi apă, n-ar crește. Și simplu. Asta e un bișiță cei mai convenabilă. Și venitul îl ai în fiecare lună, 100%, dacă pui harpacica și crește. Dar dacă nu faci nimic, rămâi doar cu privitul. Asta este una. Doi, se poate de lucrat la monocultură, de pildă, numai vânătă,
numai ardei, numai castraveți. Castraveții spate 12 luni din 12 luni. Vânătă spate 12 din 12, roșii 12 din 12. Ardeiul vine două sezoane, a treilea sezon, dacă se lasă puțin rece, deci e la 22 de grade și mai jos, el crește foarte greu. Pe când la ceilalte, el încă mai bări cu 20 de grade. Deci, trebuie de ocupat. Și Ioan, dar știi că în toată lumea civilizată, agricultura e subvenționată și nu e un business, nu e o afacere? Da, am cu criza asta pandemică, eu nu cred dar că nu aici... Dar crize. De mulți ani statele subvenționează agricultura ca fiind un domeniu de activitate strategică și nimeni nu poate supraviețui pe piață dacă nu are subvenții de la stat. Oleg, sunt de acord. 2 ani, dacă avem un an și mult trebuie între 2 ani de pandemie. Unde oamenii la macroagricultură, ei scot în mare la drumul mai mult de jumătate de roade și o aruncă. O aruncă. Pentru că nu lucrează în fabricile de conserve. În magazine nu se vinde tot. Asta pentru că agricultorul cel au crezut că el e șmecher și că o să facă morcovi mult și o să-i vândă, dar nu s-a asigurat că o să aibă unde să-i vândă, să-i cumpere cineva morcovi aceia. Și acum nici nu-i mai scos din pământ. Filma Vasile Costiu că pe la nene, noi un lan de morcovi. În lumea civilizată, omul trebuie să aibă contract din timp de vânzare sau de preluare a morcovilor pentru fabrică de prelucrare. Și atunci aveți să fii sigur că are unde să-și ducă marfa, dar așa așteaptă statul să se ocupe de chestia asta. Statul e vinovat că el a investit în morcovi și nu s-a asigurat că are unde să-i vândă. Păi asta și-am spus, să nu așteptăm să ne tragă de mânică. Noi trebuie, da, aici în Franța, agricultorul nu se sabere o sămânță până el da să aibă contract de cumpărare, vinderea a legumelor, fructuri și cei și crește el. El trebuie să aibă garanții și el pune 70-60%. El dacă nu are garanții ca să vândă roada asta, el nu seamănă. Și ca asta cheltuieli de sămânță. Hai că acasă cumpere 30 pachetele de sămânță. Dar la hectare acolo nu merge pachetele. Acolo merge kilograme, merge litri de motorină, merge salariul pentru operatorul de mecanizație, este vorba tractorul cumpărat de sute de mii de euro, agregatele. Și de ce? Ca să faci vreo cheltuială, trebuie să te gândești întâi piața de desfacere. La noi, asta să luăm ce a fost pe anii 98, că 90, când s-au desfințat Uniunea Sovietică. Au văzut că anul ăsta au vândut harpăcică și hai toți a doilea an să crească harpăcică. Și ce crezi? Râpile Moldovei erau pline cu harpăcică. Fiindcă în piață este întrebat un consum oarecare. Dacă este mai mult, el nu a să vândă. Dacă este mai puțin, cuiva nu e ajunge. Deci eu și zic că toate satele, 2-3 sate, trebuie să unească ca să facă un depozit. Fiindcă depozitele între dânsele, ele se comunică. Și omul, când se duce primăvară în deal, să sabine, întâi se duce la depozit. La ce ai comandă? La ce este comandă? Oamenii la depozit spune: iată, este comandă ca de atâta tone de ceapă, atâta tone de cartofi. Deci, agricultorul, deja el e programat, știe că a să aducă, el dau, semnează contract cu depozitul, el știe că a să aducă, aici a să-l dă 100% conform contractului, a să-l primească și deasupra la contract să vă da cu jumătate de prețuri, cu mai mult acolo. Bun, dar dacă am fi mai educați, mai organizați, mai responsabili,
N-ar fi nici criza asta pandemică atât de acută. Dar cum noi ne credem tare deștepți, citim o tâmpenie pe internet și o credem mai veridică decât ce spune Ministerul Sănătății și decât Organizația Mondială a Sănătății, iată, suntem printre țările cele mai infectate, cu mortalitatea cea mai mare, cu granițele închise, nu putem merge nici la lucru, nici la călătorii, la cheltuit bani. Marfa noastră, iată, nu e acceptată nici în Rusia, e călcată cu buldozerele, nici în Europa, pentru că nu am înregistrat o întreprindere individuală, măcar nu aveam certificat de origine a mărfii. Și ne plângem că o ducem rău. Dar de ce o ducem rău? Pentru că suntem proști. Dar de ce suntem proști? Pentru că o ducem rău. Corect. Să nu uităm că Rusia are o politică deosebită pe piața bancară internă. E niciodată n-a să aducă producții mai mult în țară de alte țări ca să piardă masa monetară. Eu păzește. Chiar uite la noi, în Moldova, cum suntem furați de ruși? Electricitate la Cuciurgan e al lui Putin. Gazul e al lui Putin. Noi cumpărăm și curent electric, și gaz, banii se duc în Rusia. Oamenii se duc în biserică. Cum am zis, noi cumpărăm și făină de popșoi de în Rusia, dar asta nu e problema rușilor, e problema guvernanțelor noștri, care cei mai mulți sunt moldoveni de pe loc. Ea nu mai da vina, te rog, pe ruși, că avem 4% și trebuie să-i păstrăm de sămânță. Stai, eu rușii de aici nu se lovesc cu nimic. Apa e grijă, zi de Rusia, nu zi de ruși. Și aici suferă numai rău ca moldovenii de rând, care noi, Moldova. Dar eu zic de Rusia. Deci, Putin niciodată n-a să permită ca să scape mai mult euro și dolar din Rusia în altă parte, ca să nu piardă băncile lor de Rusia. Asta și eu colaborant. Uitați-vă, în Parlament noi avem cetățenii Rusia care au primit către Dudon, poate cetățenii Moldovei. Noi avem colaboranți care s-au vândut cu hainele lui urinate. Complet. El este vândut rusii. Și el face politica rusă. Limba, nu rusul o vârea, muia, să egaleze limba rusă. El e cu română. Deci, dar până acum 30 de ani nu tot așa era? Limba rusă avea statut special și prin Constituție și prin lege din 89? Ce mare razniță, mă rog. Nu, eu nu până zic acum, de lege. Ce nu v-ați împotrivit stării, de fapt? Oleg, nu-i vorba în lege. Este vorba că politicienii din Parlament face mendrile rușilor. Noi avem bombă, avem marketurile astea, acuis, sa rușilor. Arată un moldovean care are un market al lui propriu, care rămân bani de aici în Moldova. Dar n-ai văzut pe timpul lui Chertoacă a apărut rețeaua de magazine Butca? Sau singurul deputat moldovean din Parlamentul României, Volosatăi, Boris Volosatăi, i-a permis lui fratesul să-și facă gheretă în fața liceului Iasache, liceu român-francez. Și cum crezi că schema ghereta aceea? SRL Noroc Volosatăi. Și ghereta se numea Cormușca. Păi, putem, păi eu și spun, colaboratorii... Și domnul era ruși. Rușii zinovați. Nu noi, 80%. Nu, rușii, că cum ar băga mâna în păpușă și arată spectacol păpușare, așa cu colaboratorii ăștia. Distrug economia noastră. Uitați-vă, să luăm cu privatizarea. Uite, simplu, Oleg. La țăran, când s-au desfințat colhozurile, au împărțit pământurile. Tehnica a pus mrânășile directorii. Nici un țăran nu a primit un tractor. Care tot sunt moldoveni șmecheri de-ai noștri. Așa. Dar de ce fabrica de confesii Ionel sau uzina de tractoare, de ce nu au împărțit-o după toate strungurile astea, toate mașinile cu sute,
după lucrătorii lor să întărească. Deși le-au văzut la pachet, la unul. Le-a dat bonuri și moldovenii nu știu ce să fac cu bonuri, le-au dus la fonduri de investiții și acolo tot șmecherii au pus gheara pe fondurile cele de investiții. A fost mimată privatizarea și urma acelei privatizări mimate au ajuns niște șmecheri ca Filat, de exemplu, nu e așa, școlit la Iași, au făcut dreptul la Iași. Au ajuns milionari, proprietari de blocuri în centrul Chișinăului. Să nu uităm că Filat a participat de echipa de privatizare de guvern de la bun început. Asta zic, da. Și de ce dăm vina pe Rusia, dăm vina pe străini, când unul ca Filat, născut la Lăpușna, nu? Hâncești, școlit la Iași, sau finul lui Plahotniuc, Candu, școlit la Babeș-Bolyai, la Cluj-Napoca, sau iată, Mariana Durleșteanu, pe care o propun, tot școlită în Europa. O propune mafia lui Șora, lui Plahotniuc, lui Dodon, o propun prim-ministru. Și să dăm vina pe străini dacă exact hot să avem și de ai noștri. Nu, și moldovenii din inima Moldovei, din Orhei, îl votează pe un hoțășor. Sau din inima Moldovei de la Nisporin, îl votează pe alt hoț, Plahotniuc. Oleg, tu n-ai auzit probabil că l-a spus colaboranți, colaboratori. Dar tu dai vina principală pe străini și pe ăștia îi numiști numai colaboratori. Sigur, da, nu Plahotniuc e inițiatorul principal al clanului mafiot. Sigur, nu Dodon a pus mâna pe schemele lui Plahotniuc și le continuă. Și Dodon e născut din mamă de la Călăraș sau de unde e? De la... Păi că aici mafios. Îți pare limba română și dați vina pe străini. Numai că Dodon nu a făcut școală în Europa, în România, au făcut școală aici, în Moldova, Universitatea Agrară. Păi eu și vorbesc, colaborator, Dodon, nici Plahotniuc nu face nimic. Păi el nu pune mâna întâi pe procuratură, judecători și care vadă la avocați, care ți-i bagă și tu crezi la avocatul și ăla, el te jopoai, doar mă spune că tu să mă scuz, dar eu nu l-am putut să te apăr. Deci aici tot este în trașie pe cine noi îi votăm, pe cine noi îi alegem. Cui noi îi dăm pârghiile de control a politicilor din Moldova, din România, din stat al vederii. Fiindcă ei niciodată nu o să vândă casa lor ca să ne aducă nouă banii, să ne spună, n-am banii că am vândut casă, n-am banii că am vândut soție, n-am pentru voi am făcut, ei nimeni n-a să facă. E din contra, a să vină și a să ne fure pe noi. Și dacă se vadă că cineva se ridică economic, îi trimit controlul de fisc, controlul de procuratură, să vadă cum câștigi, cum duci cheltuielile și în timpul ăsta ei spre eu afacerea. Că dacă sunt în grup, afacerea asta, întreprinderea asta, din mai mulți proprietari. Și atunci este greu să facă lucrul ăsta. Așa și este, dezbină și controlează. Dacă nu-i poți dezbina, nu i-o dezbinat, nu-i poate controla. Deci e și îndemn ca oamenii când iese afară la plimbare cu prietenii, la un ceai, la o zi de naștere, după să discute cum să facă o proprie afacere. Și e foarte simplu. Unul are mașină, altul are cap de agronom, altul are de inginer și se pornește în căutarea de șase situații. Fiindcă uitați-vă. Dar vrei să colaboreze oameni necunoscuți când eu am întâlnit o grămadă de frați, părinți, copii care se urăsc, se judecă, se bat, se taie, se omoară. Ar trebui să fii mai realist. Hai că vorbim mai mult de o oră, poate merită să facem niște concluzii de final și eventual să citești niște comentarii ca să nu creadă lumea că am uitat de doritul. Un singur minut, un singur minut și trecem. În China s-au ridicat anume pe ideile astea. S-au unit mai multe familii, au făcut fabrica de rață.
S-a unit mai mult familie, a făcut fabrica de confeți, adică de haine. Așa s-a făcut, s-a crescut din China. Uitați-vă, China, ce economie are azi? Da, unii citești comentarii. Nu știu cum e și economia are azi China, dar știu că e stat nedemocratic, totalitar și vai de steaua chinezului de rând. Interfața, vitrina arată frumos, spectaculos, dar de fapt vai de steaua chinezului de rând. Și felul cum au gestionat e criza pandemică și criza economică. Stat totalitar, nu-mi doresc deloc modelul chinez. Da, zice Caterina Malkovski, de acord cu ideea înaintată de mine mai devreme, e nevoie de schimbare de guvernare, ca asta ajută. Pentru o țară mică ca a noastră, câte ajutoare vin acolo? Parcă e o gaură profundă și nu se văd aceste ajutoare. Sac fără fund unde se duc ajutoarele. Pentru că sunt cele mai multe deturnate, furate. Și după aceea scoase pe piață măștile, cadourile, cum v-am zis, prezervativele donate din Occident le-am găsit la piață să vindea. Și pe ele scrie, se distribuie gratuit. Oriunde te-ai adresa, zice Constantin Vrabie, nu mai ești lămurit normal. Toți te futbolezi să faci cheltuieli ca ei să aibă de unde primi leafă. Trebuie să colaborăm, cine cunoaște legile să-i ajute pe cei care nu cunosc. Și să facem opoziție, societate civilă. Caterina Malkovski adaugă. Eu singur am făcut donații cu măști în satul Piatra, spirt, vată, serinci și acum cumpăr aparate de măsurat tensiunea și iarăși serinci și restul. Mă străduiesc să fac donații oamenilor din satul meu. Bravo, taman despre asta, solidaritate vorbeam. Se laudă doamna Malkovski. Eu am un miros că ar trebui să lucrez la vamă. Ca un câine. Am auzit deseori despre femei care spun, unele femei spun că au mirosul mai bun decât majoritatea bărbaților, dar am întâlnit și femei care nu au miros deloc și toată viața, nu pentru că acum ar suferi de COVID. Deci oamenii sunt diferiți și da, mă bucur pentru doamna Malkovski care are mirosul bun. Nu știu dacă știi să interpreteze mirosnele cele, da? Pentru că un miros care îți pare respingător poate să fie bun și invers, sunt substanțe toxice, gaze, de exemplu, dioxidul de carbon, gazul de cahlă. N-are niciun miros, n-are nici culoare, n-are nimic. Dar iată, oamenii mor de gaz de cahlă, de exemplu, da? Am spus mai sus, zice doamna Malkovski, să fie eliminate insecticidele la plante, că așa otrăvim albinele, care au un rol important în polenizarea fructelor și produc miere. Dar ultimii ani, foarte puține albine au rămas. Radiație mare de la electronica aceasta. Nu știu ce radiație dă electronica. Sper că nu credeți că antenele 5G ar fi nocive pentru albine, pentru că oamenii de știință au spus, stați liniștiți, iată și eu acum conexiunea asta o am printr-un router cu 5G, pentru o rețea de 5G. Oamenii cei care au învățat, majoritatea sunt peste hotare, zice doamna Malkovski, și sunt bine plătiți. Iar în țară au rămas medicii care au intrat pe bani și nu știu o boabă. E greu de spus acum, pentru că majoritatea facultăților se învață pe bani cu contract și foarte puțini mai acordă burse. Sper că n-au cumpărat pe bani și diplomele de licență. Doamna Malkovski nu e de acord cu domnul Guzun despre căruțe și exploatarea animalelor. Zice că azi nu mai trebuie chinuite animalele. Există opinii pro și contra despre folosirea animalelor în gospodărie, în agricultură. Eu am dat o pildă. A fost o pildă neinspirată. Pe doamnă ați supărat-o. De acord. Doamna Malkovski zice, eu de 20 de ani trăiesc în apartament, dar pot spune că îmi lipsește acea grădină plină cu de toate, ca la mama la țară, chiar de munceau, dar avea acea plăcere să rupă un castraveț sau o roșie de pe plantă. Și cu serile sunt de acord, că văd care folosesc de 4 ori pe an plantație și recoltă. Da, da, și sera e o investiție. În încălzire, în întreținere, numai peliculă, sticla ce e cât costă, cadru,
semințele, îngrășăminte și tot așa. Și muncă o grămadă. Absolut tot se răscumpără, absolut. Se pot crește flori acolo. Să nu cumpărăm flori din Olanda sau din Turcia. Că văd că se cumpără în disperare și de 14 februarie, și pe 24 de Dragobete, și pe 23 februarie de ziua Armatei Sovietice, și pe 8 martie, și pe 1 martie, și tot așa. Dar mai bine apucați-vă să împletiți mărțișoare, că iată deja s-au deschis piețe de vânzare. Și dacă nu se vând anul ăsta, o să se vândă la anul. Nu-i vina străinilor, dar este vina conducerii noastre, cei aleși de popor, zice doamna Malkovski. Fiecare stat trage la buzunarul lui. Se referă probabil la politica rusească de a nu admite balanțe negative de Da. comercială, da? Moldova importă o grămadă de toată lumea și exportă foarte puțin, cred că 10%, 5%. Domnul Ion Guzun, Moldova are nevoie de astfel de oameni ca dumneata, zice doamna Malkovski, inteligenți și cu idei foarte multe, care puteți transmite noi generații ca să avem schimbări în Moldova. Și precizez că domnul Guzun e plecat, e și el în diaspora, dar iată, îi pasă și are grijă de cei rămași acasă. Și Mașca Marusic ne roagă să nu închidem așa de vreme, vrea să mai rămânem, dar avem o oră, 11 minute și 10 secunde. Mai stăm, mai vorbim. De ce nu intrați și voi în discuție? Am pus link la discuția asta, puteți și voi să aderați. Sau vă depășește tema, problema? Cum credeți, Corect. domnul Leguzun? Poate facem totuși concluzii. Criza asta pandemică putea. Criza economică generată de pandemie poate fi atenuată, diminuată prin prevenirea infectărilor, prin vaccinare, de exemplu, prin dotarea mai bună a spitalelor, sau nu are nicio legătură și oricât de multă lume ar muri și s-ar îmbolnăvi, economia tot e la pământ, pentru că măsurile de restricție, granițele închise, astea afectează economia. Eu am discutat la băieții de la Ucraina, Caștan TB, și am dat o explicație clară ce avem noi astăzi. Să spunem că acest virus este spontan, asta e pentru acei care nu înțeleg. Este o luptă. Asta e o armă biologică, ca cum a fost virusul gripa porcină, dar asta nu a fost periculoasă, dar buba neagră, sau îi spunea că de la ruși vine, am uitat cum îi spune. Deci, nu mă te atingi de carne și te molipsiți să-ți facă bubi negri pe tot corpul și mori. Deci, toți virusii ăștia au ieșit de laboratorie a Uniunii Sovietice. Și acest virus, nu mă îndoiesc niciun minut că este de acolo, fiindcă prima dată au murit oameni în masă după ce au explodat o butelie cu gaze în Orenburg, în cea mai mare laboratorii a Federației Ruse de Virusologie, atunci au murit un timp de o lună, asta până octombrie, noiembrie, nu știu cum au fost, nu mai țin minte, știrile le-am testificat pe internet, mureau de pneumonie, așa spun eu, anume ce este. Și eu nu-mi scrut că FSB-ul prin colaboratorii duc containere astea și le aruncă pe marketuri, pe la stadioane, pe la autobuse. Deși ei și pus ca noi să fim rari, fiindcă dacă se aruncă cineva vreo containere, nu se declară. Dacă se aruncă un declară acolo, se degaje, se pune pe pământ și el se distruge. Se mă lipsește un om doi. Deci, noi trebuie să fim foarte atenți. Dar
Domnul Ion, hai să lăsăm conspirațiile și nu Nu, contează originea virusului nu. ăsta, Nu, contează cum se comportă și cum poate fi prevenit. Deci, haideți să învățăm pe oameni să stea în casă dacă n-au de ieșit în stradă în mod urgent și foarte important. Dacă ies în stradă, să folosească masca și nu pe barbă și nu sub nas, dar deasupra nasului și să o schimbe în fiecare zi sau să o spele dacă e de aceea de mai multe folosințe, să se spele pe mâini când vine acasă și să folosească de dezinfectant, nu șervețele umide pe care scrie că sunt antibacteriale, pentru că virusul nu e bacterie, el trebuie omorât cu 70% alcool sau cu anti de acela cu clor. Nu cum o cumpărat la instanțele din Chișinău, o cumpărat dezinfectant cu zero clor și zero alcool. O bătaie de joc, vă dați seama câți bani publici s-au cheltuit și cât păcăleală, iluzie le dă oamenilor că ei sunt protejați. Toți pun mâna pe chestia aceea care nu omoară virusul și toate instanțele din Chișinău poate să devină focar de virus. Nu contează de unde vine virusul ăsta, că e din laborator din Wuhan, că l-au răspândit rușii, că l-au aruncat din elicoptere extraterestri. Contează acum cum ieșim din nebunia asta. Cum îi corect. facem pe moldoveni să creadă că masca ajută, spălatul pe mâini ajută și eventual dacă o să vină vaccin, să se vaccineze, să nu spună ca tâmpiți. Nu, că eu mă tem că vaccinul ăsta nu-i testat. Bine că-i testat cel rusesc. Bine că-i testat aghiazma sau fumul de tămâie. Oleg, eu am spus dar și am vrut să schimb explicația. După ce ai lansat o Nu, aberație cu nu, rușii care nu, împrăștie, eu am în Rusia spus e că strașnic ce se întâmplă acum cu coronavirus. Am înțeles că statisticile mortalității sunt denaturate, sunt falsificate ca să nu se panicheze lumea. Oleg, lăsăm tot este. Eu am dat pur și simplu că virusul este un atac. Noi trebuie să ne păzim. Asta am spus. Dar noi trebuie să ne păzim. În primul rând, arma biologică este distrusă de imunitatea omului. Deci omul, dacă să mănânce pâine și carne, adesea imunitatea scade. Dar dacă să mănânce mai multe legume în stare proaspătă, adesea imunitatea să crească. Deci, omul, ca să treacă virusul pe întreg organismul, să-l nimicească, încă liberim pe piele, trebuie să mănânce în primul rând bine. Asta în primul rând. Omul nostru mănâncă ghini, carne slănină, jumări și bagă alcool în trânsul că e convins că alcoolul și usturoiul previne virusul. Ceea ce nu e adevărat. Usturoiul previne. Bun. Lăsăm. Eu zic Ce alimentația previne? corectă. Virusul ăsta nu Carne. previne nimic. Crește imunitatea, asta e da. Dacă nu cumva ai probleme gastrice, să-ți distrugi stomacul cu usturoi crud. Dar altfel, virusul acela intră în tine cu 5 căței de usturoi pe zi. Corect, Virusul te Oleg. atacă, nu te apără Oleg. usturoiul de virus. Cu atât mai mult alcoolul. Alcoolul îți distruge imunitatea în orice cantitate. Oleg, usturoiul, când te uiți pe piele cu usturoi, asta nu înseamnă că tu te aperi și te lecuiești. Tu trebuie să alimentezi organismul, sângele. Trebuie să mănânci salate, trebuie să mănânci legume proaspete, coapte, ca să ai mai multe vitamine și minerale. Trebuie, e ca pe timp de pandemie, eu de obicei să fiu un împărat, eu ar interzice 100% să vândă pâinea coaptă cu drojdie, cu botcală și carnea. Mâncați măligă cu legume. Asta e sănătatea, asta în primul rând. A doilea rând, masca, dacă voi o purtați, voi nu vă apărați. Voi îl apărați pe alături care se află dacă sunteți molipsiți. Deci când intrați într-un magazin, când intrați într-un autobuz, când intrați la piață, impuneți-i, chiar cu ceată dacă trebuie, ca acel care scoate masca de pe nas, de pe gură, să o pună înapoi. Fiindcă în momentul, dacă el e molipsit, în momentul când vorbește, în momentul când tușește, strănută, el degajează miliarde de spori de virus.
Și vântul îi duce unde? La cei care chiar deau mască. Dar liberim aici virus pe piele, liberim pe ochi, omul se molipsește. Deci că punem noi mască, noi nu ne apărăm, noi protejăm pe altul. Deci trebuie să impunem, să cerem ca toți din jurul nostru să poarte mască, ca nu cumva acel fără mască să fie bolnav, să ne molipsească pe noi. Eu am citit o știre că o femeie o tăcut, n-a spus la nimeni că e bolnavă, că las că ea trece, că las că... Și a molipsit toată familia și a murit. Deci, noi trebuie toate semnalurile care, simptomele care spun medicii că apare, ne susuc în gură, pierdem gustul de la orice mâncare în gură, crește temperatura, ne înădușim, ca febra, ne înădușim, ne greu să răsuflăm. Îndată trebuie sunat la medici, îndată. Nu așteptăm că poate să întreagă. Nu mâncăm usturoi și ceapa aceea ca să ne recuiască, fiindcă noi deja suntem olipsiți. Și dacă imunitatea e slabă, în 5 minute, 10 minute, într-o oră, nu ne vizică nici o ceapă, nu ne vizică nici. Aici trebuie numai decât tratament special, trebuie curățirea organismului de virus. Fiindcă virusul inerent în organism, ei elimină, cum se spune, secreție, nu secreție, dar provoacă o secreție care aduce la putrificație, la închegarea sângelui și începe să coacă proi. Proi, asta e putrificație. Deci ucide celulele. Celulele mor și omul încet, încet să distruge întâi țesutul cel mai moale, asta se plămânii, după încet cu încet să distruge creierul, fiindcă dacă nu primești oxigen, gata, omul, creierul moare, omul moare. Deci, am înțeles că afectează cam toate organele interne, inclusiv creierul, coloana mărului. Da, de la plămâni. Dacă intră de... în celulă, vă dați seama cât e de mic și de spurcat. Corect, dar sunt virus care distrug, cum îi spune, ADN-ul, atacă prin ADN, dar sunt care atacă prin belticum, prin albumini. Albuminul, cum se spune, atacă tot organismul. Deci, noi trebuie să știm un lucru. Virusii sunt periculoși. Cuvântul virus, dacă îl traducem în limba noastră omenească, e o travă. Iată cum. Deci trebuie să ne păzăm. Cât despre antena aceea 5G, radio-undele care au fost pe timpul Uniunii Sovietice, unde scurte și unde lungi, adică pe rusești, sredni volnă și dnevnă volnă, era de 10 de ori, poate 100 de ori mai mare puterea decât o avem noi la Wi-Fi. Ce înseamnă 5G? Este 2G, 3G, 4G, 5G. Asta este viteza de schimb a pachetelor, frecvența. Deci, la 4G, noi, de pildă, să avem 70-80 megabit pe secundă, schimbul de pachete. La 5G noi să avem la 150 prin sistemul Wi-Fi. Aceilalte erau vitezele mai mici. Și astea oricum sunt stații mici, antene mici, ca fiecare telefon al nostru are antenă de primire și emitere și recepție, nu? Da, da. Pe când antenele cele mari din timpul sovietic, ele erau ca să cuprindă toată Uniunea Sovietică, așa sa parte a globului, erau foarte mari și puternice, ca să răzbată cât mai departe. Nu, aceia cum lucra? Era o antenă mare de câteva sute de metri lungime, undeva înălțimea, până la 20-30 de metri,
și era îndreptat în sus, înspre ecuator, în atmosferă. Și ea trimitea undele electromagnetice în spațiu, ele ajungeau până la câmpul electromagnetic care are Pământul, care îi ocolit și apără de la soare, de toate radiații, se lovește în acel câmp și că acum o reflecta ca oglinda înapoi și se dă undele pe tot globul pământesc. Dar acela, închipuiți cât de puternică unda trebuie să fie ca să ridice la 600 de mii de kilometri și să vină înapoi. Îți dai seama? Deci, taința 5G, asta e viteza de schimb a pachetului. Filmul are, de pildă, un pachet din 10 cadre fotografice și o secvență sonoră de pildă de un centimetru sau un milimetru. Pachetul ăsta se schimbă cu viteză de pildă cât are, jumătate de megabit. Deci 150 de megabit înmulțim câte pachete la noi primește internetul. Și la noi, cu descărcat în telefon, noi privim, ele automat se disterg și deodată se încarcă alte pachete. Dacă schimbui să de pachet descărcat, încărcat, se numește Wi-Fi. Deci sistemul Wi-Fi, adică schimbui să de pachete, schimbui să. Deci noi le avem la o frecvență foarte mare. Acolo, de pildă, câțiva gigahertz, cum se mai spune, megahertz poate să fie, sau gigahertz. Deci, care anume frecvență, eu nu știu. Asta a făcut-o Elon Musk, că el luptă împotriva la oamenii care fură pe cetățeni. Adică îți dă un internet acolo câteva minute, dar te scurge de bani, de, tu trebuie să lucrezi o săptămână. El dă drumul în spațiu mii de sateliți care au antene de primire și de emitere și tu în orice loc al Pământului te afli, în America, în Rusia, deci tu pe stătă locul ai internet. Și el, Elon Musk, vrea să dă internetul gratuit. Amuși, clienții de la Moscova nu vor lucrui ăsta, că asta e bișița lor, asta e bani colosal. Și duc pe la preoți și spun, băi, tu știi că pe 5G te controlează? A se îmbolnăjească de orice virus, o să te controlează unde ești, o să spună chipuri, fel de fel de miciuri, ca oamenii să răspingă, să nu folosească sistemul ăsta, să nu cumpere telefoane în 5G, să nu folosească internet 5G, dar să nu folosească pe 3G, pe Dodon, că Dodon nu, dar am vedere Putin, etc., etc. Asta este o politică. Deci noi nu trebuie să cădem. Pe noi, undele electromagnetice care le avem la internet nu sunt dăunătoare pentru... Da, telefonul să-l ții la ureche mult timp nu face. Într-adevăr, câmpul magnetic este foarte mare, care influențează la câmpul magnetic creierul la noi, controlează organismul în bază de unde electromagnetice, deci noi îi dăm unde falsă. Este bine că ai pus căștile, telefonul ai pus suni, căștile urechi și poți să vorbești. Asta este soluția cea mai bună. Fică și oricum e bine să nu prea stai să vorbești mult la telefon, da. Pentru că da, cel mai des pui tâmpenii și banalități. Încercați să vorbiți numai esențial, ca și cu ieșitul în stradă, numai ce e important și esențial. Da, și scurt, mai bine consumați timpul celălalt citind o carte decât stând la taifas cu cineva pe lăvrăgin. Corect. Hai, Ion, ca să nu vorbim și noi prea mult, avem aproape o oră jumate. Mai citesc ultimele două comentarii și propun să închidem.
Doamna Ecaterina Malkovski ne mulțumește foarte mult pentru dialog, pentru discuții. Zice, de câte ori deschideți live-urile, e o plăcere să colaborăm. Eu am deschis și un fond pentru a procura transport în primărie Comunei Piatra, Orhei, că au vândut chiar și primăria și actualul primar nu are sediu pentru administrația locală, nu are transport pentru deșeuri. Și eu am vorbit cu primarul, am deschis cu cei din diaspora să donăm, să ajutăm oamenii de acolo. Inima mea a rămas pe meleagurile țării noastre, dar situația ne-a alungat de acolo. Sper schimbări și poate să nu revenim cândva. Adică poate femeie speră să revină cândva și să găsească lucrurile bune acasă. Și tot așa ne laudă pentru că încurajăm oamenii să poarte mască. Masca trebuie purtată corect și să fie schimbată zilnic. Vă rugăm, haideți să dăm un exemplu că toți să poarte mască pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Vaccinul trebuie că de nu mai ieșim din dezastru. Se pare că deocamdată numai moldovenii din diaspora, de peste hotare, se vaccinează pentru că cei de acasă încă nu au parte nici măcar de controversatul vaccin Sputnik V elaborat de medicii ruși. Dar tot suntem în așteptarea vaccinelor aprobate de OMS și subvenționate de Uniunea Europeană, inclusiv pentru vecinii săi. Ion Chitoroag întreabă dacă mai poate vorbi cineva și eu am spus, am pus link acolo de acces în emisiunea asta. Dacă vreți, scrieți în mesaj privat și vă dau încă o dată link-ul. Și tot așa Ion Chitoroag ne întreabă ce părere avem despre vaccin. Te vei vaccina? Și dacă da, spune-mi dacă nu ți-e frică. Ioane, eu de o lună, Ion Chitoroag, eu de o lună afișez la profil, sau mai mult de o lună, eram la Timișoara încă, când am afișat la profil mesajul mă vaccinez printre primii. Când a început vaccinarea, la sfârșit de anul trecut, știi? Deci eu am încredere în oamenii de știință și cred că vaccinarea, pe lângă măsurile de protecție, ne vor scoate din această pandemie. Altfel, dacă o să ne împotrivim, dacă o să zicem că masca e botniță și o să refuzăm să o purtăm, o să ne infectăm toți, o să ne distrugem sănătatea, iar pe unii dintre apropiații noștri care sunt mai slabi cu sănătatea, o să-i băgăm în mormânt. Și o să distrugem cu asta și economia, ca să revenim la tema discuției noastre. Și că este un vaccin făcut la viteză. Da, bună viteză, deja a trecut mai mult de un an. COVID e boala depistată în 2019, de asta și se numește COVID-19. Iar tehnologia RNA Messenger e elaborată, e cercetată de vreo 20 de ani. Și acum, iată, au găsit ocazia perfectă să o pună în practică, tehnologia testată de foarte mulți ani. În 12 luni, cu tehnologie nouă, nu e așa că pe timpuri în telefon arăta așa cât o cărămidă, conținea lămpi și tot așa, dar acum telefoanele, uite, arată în felul ăsta, foarte compact. Deci sunt alte tehnologii, lucrurile se schimbă. Ce să comparăm acum cu tehnica bunicilor noștri care mergeau cu calul și cu plugul de lemn? Nu trebuie să comparăm cu tehnologiile de la începutul secolului trecut, da? Când 20 de sau cât 50 de milioane de oameni au murit din cauza gripei numită spaniolă, dar care a apărut în Statele Unite. Deci vaccinul e bun, e testat de OMS, e verificat. 1 milion de români deja s-au vaccinat, câteva milioane de evrei s-au vaccinat. În Statele Unite oamenii se vaccinează. Moldoveni, nu fiți mai proști și mai fuduli decât alții, învățați măcar de la alții. Da, Ion Guzun, încă o concluzie, un comentariu sau mai citim de la Ion Chitoroag? Vreau să adaug. Vaccinurile astea, ele sunt bune, când au făcut în laboratori veridice. Cât despre critica despre vaccinare, o face propaganda rusă în toi. Și o critică spune că foarte mulți au murit de la vaccinurile astea europene, dar nu este corect. Nu este corect, dacă cât s-a văzut că s-au vaccinat, n-am văzut să moară. Da, dar la ruși, când intru pe CT-urile rusești, apoi care s-au vaccinat, chiar în timpul vaccinului, ca jos, chiar cântărețul Boiarski, el a pierdut cunoștința chiar în timpul vaccinării.
Deci, Se întâmplă că se bagă ser în mușchi. da, Normal, și poate să aibă omul reacții de la înțepătură, de la multe. Era obosit, era stresat, erau prea multe camere. El e și bătrân, boiarske, nu cred că e de vârsta mea sau a dumitale. da, și din Europa toți critică, fiindcă el nu este testat. Și rușii nu au pe cine testa și probabil să testeze pe moldoveni. Da, rușii au Acest. vrut să fie primii. Putin a vrut să fie primul, nu degeaba virusul ăsta, vaccinul îi poartă numele Sputnik V, cred că e de la Vladimir, nu? Sau de la Vladimir Vladimirovici. Cred. Că nu e de la Vasea, ori de la... Nu, dar simplu, de ce Putin și de la o adâncime de 600 de metri, dar care așa vaccin bun? Ei, Simplu. poate la 600 de metri nu stă, dar tot am auzit că are bunker la palatul acela de la Sochi sau de unde, Gelendzhik, nu știu unde e Nu, asta. nu, lângă Leningrad. Ah, Gheorghe, acolo el s-a făcut împărăția lui. Acolo e. Cu la Navalny. Bun, treaba lor cu vaccinul lor. Da. Ioan Chitoroagă zice, da, dacă după vaccinare te trezești cu vreo surpriză neplăcută, dar dacă nu te vaccinezi, nici surpriză nu o să ai. O să ai simptomele pe care deja le-au trăit câte zeci de milioane de oameni, iar 2,5 milioane deja au murit din cauza acelui virus. Pe când de la vaccin încă n-a murit nimeni, sau au murit oameni care oricum deja aveau 80, 90, pentru că primii care s-au vaccinat au fost cei din grupele de risc. Și oamenii oricum ar fi murit. Deci nu s-a constatat până acum să moară cineva de vaccin. Dar de virus în fiecare zi și în Moldova se raportează câte 20 de morți. Deci Stai, Oleg. surprize neplăcute de la vaccin nu o să ai, dar de la virus garantat o să ai. Stai, Oleg. Pe anii 45-46 au bântuit tiful. Oare nu vaccinul au salvat oamenii? E Exact. aberație. Aberație să gândim altfel. Pur și simplu trebuie veridice. Eu mai degrabă cred în savanții din Europa, Statele Unite, decât secret savanții în Rusia. Nu, poate de treabă și savanții din Rusia, dacă n-ar fi politizat virusul lor și dacă nu s-ar fi grăbit Putin să-l pună primul pe piață ca să capete imagine bună. Și acum Da, auzeam și că hackerii ruși încearcă să fure rețeta vaccinurilor de la ăștia la occidentali. Chiar Britanii. dacă se pare că tehnologia asta e făcută publică, să aibă acces cât mai mulți, ca să poată face cât mai accesibil vaccinul, ca să putem scăpa toată omenirea de pandemie. Caterina Da. Malkowski ne urează o zi bună la toți. Aștept să mă vaccinez abia în regiunea noastră, au adus vaccin, dar prioritatea este primii medici, pe urmă bătrânii, pe urmă ne vom vaccina și noi, oameni buni. Vaccinul este unica salvare a noastră, dar până la vaccin, protejați-vă, vă rugăm. Și chiar dacă v-ați vaccinat, tot protejați-vă că aveți grijă de cei din jur. Mulțumesc, domnul Ion Guzun, pentru inițiativă, pentru idee și pentru participare activă. Mulțumesc și doamnei Caterina Malkowski și celorlalți care au comentat. Așteptăm data viitoare să fiți mai mulți doritori și doritoare de a participa în polemică. Cel puțin 5-6 oameni putem participa simultan. De aceea, haideți îndrăzniți, o să folosim alternativ platforma asta, StreamYard sau Restream, sau când o să ajung la București, o să folosesc alte tehnologii. Deci, tehnica de azi ne permite să interacționăm, să comunicăm, să facem schimb de idei, să polemizăm ca să aflăm adevărul. Numai să vrem să ne implicăm, cum am difuzat azi dimineață un status, nu știu dacă e taman de la Napoleon Bonaparte, dar se spune că 10 oameni care vorbesc public sunt mai importanți și mai utili societății și mai influenți decât 100 de mii care tac. Să nu tăcem, să ne implicăm. Noroc! Mai încercați să legi viața.